Bună ziua, dragi prieteni, bine ne revedem la o nouă emisiune Biotopia Vital. Bine ai revenit, Ana Maria Paraschiv, în emisiunea noastră și îți mulțumim pentru prezență. Astăzi vreau să vorbim, nici nu te las să spui prea multe, pentru că vreau să cuprindem cât mai multe în emisiune, nu te las să spui pentru început. Vreau să vorbim astăzi despre sănătatea creierului. Ia să te vedem. Da. E foarte, foarte bun subiectul și sunt o mulțime de alimente care favorizează să avem, cum să zic, un creier mai plin de vitalitate și sănătate și să ne ajute să luăm decizii bune, să gândim bine. Iar unul dintre ele este peștele. Ca aliment de susținere. Conține omega-3, care este un foarte, foarte bun element pentru a susține creierul și încetinește îmbătrânirea celulelor din creier. Da. Când spui pește, te gândești clar la omega-3, am înțeles. Dar o întrebare. Omega-3 ca și supliment, pentru că sunt persoane care nu... De exemplu, mie nu-mi place peștele foarte tare. Poate fi înlocuit cu un supliment de omega-3? Da, poate fi înlocuit cu un supliment omega-3 din ulei de pește, da. În acele capsule care conțin ulei de pește și, da, dacă nu mâncăm pește, e bine să suplimentăm cu omega-3. Un alt aliment sunt fructele de pădure, care sunt bogate în antioxidanți, care pot încetini îmbătrânirea creierului și îmbunătățesc memoria. Apoi, turmericul. Turmericul este un ingredient care este foarte, foarte bun și în procesele antiinflamatoare, pentru că traversează bariera sangvină și reglează inflamațiile din organism. Sau îi se mai spune, dacă vrei să iei turmeric, îi se mai spune și ceaiul auriu. Da. Doar atenție că de cantitatea pe care o puneți în ceai, pentru că eu sunt pățitul, am făcut ceai și mie mi-au provocat dureri stomacale. Deci mare atenție în felul în care le luați și cum faceți acest ceai. Da, probabil că depinde și cantitatea. Da, depinde cantitatea, depinde și de stomacul omului, și de ce suportă și așa. Broccoli e și el plin de antioxidanți și vitamina K, care susține sănătatea creierului. Apoi dovleacul, semințele de dovleac, excelentă sursă de antioxidanți, fier, zinc și cupru. Foarte elemente importante în funcționarea creierului. Apoi nucile și semințele, toate nucile și semințele sunt bogate în omega-3, o altă sursă de omega-3 și acizi grași esențiali. Semințele de in, de chia, caju, migdale, nuci. Da? Foarte, foarte bune, dar nu prăjite, stare crudă. Da. Da? Portocalele, o sursă de vitamina C bună pentru prevenirea deteriorării creierului. Apoi ouăle, acestea sunt din categoria superalimentelor, care sunt cunoscute pentru conținutul de B-uri. Vitamine foarte, foarte importante în... Spune-mi câte ouă sunt recomandate pe săptămână pentru consum? Acum discuțiile sunt împărțite, dar din două ouă pe săptămână auzisem la un moment dat, sunt diverse surse, dar... Ținând cont de faptul, Ana, ținând cont de faptul că nu mănânci ouă doar atunci când faci un ochi sau când faci o omletă sau când faci un ou fiert. Și poate faci și un șnițel sau poate îl pui într-o ciorbă. Deci, ținând cont de chestia asta, un maxim de ouă consumate într-o săptămână per persoană. 6-7 ouă pe săptămână. Deci ar veni cam unul pe zi. Da. Și dacă
Acum îți reglezi și în funcție. Dacă ai și șnițel și ai făcut și omlet, nu mănânci ou prăjite dimineața, ou fierte la prânz, șnițel și... Da. Îți dozezi în așa fel încât să ai 1-2 ouă pe zi, să zic, maximum de... Dar sunt super alimente, au toate vitaminele, mineralele, proteine, acești grași esențiali, deci este un super aliment foarte, foarte util în sănătatea creierului. Apoi probioticele, iarăși, sunt importante. Iaurtul, chefirul, alimentele fermentate, murăturile, dar nu murăturile cu oțet. Deci murăturile în saramură, da. Foarte bune pentru sănătatea microbiomului intestinal și pentru sănătatea creierului. Apoi, în plus, față de alimentație, odihna adecvată, exercițiu fizic și păstrarea unei stări mentale pozitive sunt foarte, foarte, foarte importante și contribuie mult la sănătatea creierului. Foarte mult contează starea psihică. Trebuie să fii acolo sus tot timpul. Bun. Alimentația antiinflamatorie. Da, este o alimentație care ne ajută la reducerea inflamațiilor din organism și se concentrează pe consumul unor alimente care au acest efect. Dintre alimentele recomandate sunt fructe și legume. Multe fructe și legume bogate în antioxidanți ajută la reducerea inflamației și aici putem spune mere, portocale, fructe de pădure, pere, toate fructele pe care noi le găsim și bine să beneficiem foarte, foarte mult de fructele de sezon. Aia, da. Deci e foarte important să ținem cont de lucrul ăsta și când apar fructele de sezon, să consumăm cât mai mult din acele fructe. Apoi, grăsimile sănătoase, cele pe care le găsim în alimente, precum avocado, pește, semințe de in, deci nuci și semințe. Deci grăsimile pe care noi le găsim în mod natural în alimentele neprocesate, integrale, așa cum se găsesc ele. Și depinde foarte mult, dacă uite mă gândesc la pește, și de tehnica de gătire. Că dacă eu gătesc un pește la cuptor sau pe grill, își păstrează din valoarea nutritivă și beneficiez mai mult de el decât dacă l-aș prăji, mai pun și un strat de făină și îl prăjesc în ulei. Da, dacă nu mănânci o saramură așa cu un crab prăjit colo să știi că usturoi. Da, poți să mănânci cu usturoi, dar eu îl fac la grill în cuptor și nu știu, sau m-am învățat eu așa. Probabil, da. Dar pe măsură ce adoptăm obiceiuri sănătoase, să știi că organismul se învață așa și deci eu nu mai am pofte de astea așa și mi se pare un pește gătit la grill în cuptor la fel de bun ca unul prăjit. Da, depinde de fiecare, da. Apoi, proteinele de calitate din carne de pasăre, pe cât se poate, crescută la curte, pasăre, curcan, sunt surse de proteină bună pentru dieta antiinflamatorie. Multe specii de ierburi, turmeric, ghimbir, usturoiul iarăși are proprietăți antiinflamatorii. Și de evitat atunci când abordăm o astfel de dietă ar fi alimentele procesate care înglobează în ele foarte, foarte mulți aditivi care tocmai asta fac, îți măresc inflamația din organism, iar eu pe o parte vreau să scot și pe alta, deci noi suntem așa într-un ciclu de ăsta interminabil. Apoi alimentele bogate în zahăr, cum vorbeam și data trecută, cât de nociv este acest zahăr în organism și aș evita produsele de patiserie și dulciurile procesate și aș încuraja consumul de
dulciuri făcute în casă, dacă că nu putem să renunțăm cu totul. Sigur. Așa. Și înlocuirea zahărului rafinat cu alt, cu ștevie, de exemplu. E un înlocuitor natural al zahărului care nu ne ridică nivelul de insulină și ne dă pancreasul peste cap. Apoi de evitat margarinele și acele uleiuri trans și grăsimi trans care sunt un pericol pentru sănătate. Alcoolul și tutunul iarăși măresc inflamația și de evitat și un stil de viață sănătos, așa, să concluzionăm, da? Vă încurajez să adoptați un stil de viață sănătos și treptat, așa, câte un pic, câte un pic. Uite cum eu am, nu mai am poftă de pește prăjit pentru că de câțiva ani buni l-am scos. Uite așa, ușor, ușor ne educăm. Te felicit pentru ceea ce faci tu cu viața ta și cu familia ta și nu numai, uite că ne împărtășești și nouă atâte lucruri multe și frumoase și bune, utile pentru noi toți. Dragi prieteni, am ajuns din nou la finalul emisiunii. Cu noi trece timpul foarte repede, după cum vedeți, și ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă rugăm din nou că atunci când aveți, după ce ne urmăriți, să aveți întrebări, să ne adresați aceste întrebări în comentarii, pentru că noi urmărim și, bineînțeles, vă și răspundem. Dragi prieteni, îi mulțumim lui Ana Maria pentru prezența în emisiune, pentru toate aceste lucruri. Dacă vă place, să fiți lângă noi în continuare. Mulțumim și lui Dumnezeu pentru că ne permite aceste emisiuni să le facem și că suntem alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de noi. Weekend minunat să aveți, să ne revedem sănătoși. La revedere! La revedere!